să trăiți. Acestea sunt resturile crângilor de la pumi, după ce au fost tăiați. Ce fac eu cu această tocătură de la pomii fructiferi, doar de la pomii fructiferi? O să vă arăt în clipul ăsta. Am observat în grup că un deștept a pus câteva fotografii în care ne arăta nouă cum face el curățenia. Cum dădea foc la ramurile rămase în urma tăierilor. Ce am făcut cu salcâmul, ați mai văzut prin clipuri când am făcut farsa la câine. Asta la vară o să ardă precum motorina. Asta este scula cu care le mărunțesc. Aici se duc toate. Mulcesc fiecare pomișor dintre ăsta. Acum am pus în căruciorul și mă duc direct la pom. O să vă arăt și acolo cum fac. Am transplantat mai devreme ojii. O să pun la capetele acestui rând unul. L-am pus acolo. Și pe al doilea pus aici. Și o să mulcesc locul cu aceste tocături de la pomii fructiferi. Atât de simplu și atât de eficient, costul curentului nu cred că mă duce mai mult de 40 de lei pe sezon. Anul acesta m-a adus ceva mai mult pentru că am tăiat și salcâmii din zonă și toate rămurelele le-am tocat. Asta e de anul trecut, cam așa rămâne, nu mai crește nici iarbă, nu mai facem nici poluare. Doar un cost suplimentar, atât. O să iau și grămada asta să o împrăștip între pomișori, la baza lor, cum e aici. Aici vorbim doar de anul trecut și mergem și în jurul pomilor de la poartă unde am tăiat săptămâna trecută. Deci ce am tăiat din ei, le-am pus tot lor. Așa arată acum după ce am străpit și cu polisul fură de calciu, se văd pomii și la baza pomilor se vede un strat alb, pulberea care a mai căzut pe pământ. Crenguțele subțiri le-am adunat pe lângă trunchi. Ăsta ar fi ultimul pom din acea grămadă de mai devreme. Și am făcut decât două rânduri, iar alții dau foc. Două rânduri din toată livada de căiangă. Bine, ce-a mai rămas subțireanul de-astea de aici? Le adun și le pun pe lângă trunchi, apoi pun tocătură de-astea. În această zonă am pus ramurile unui vișin cu monilioză. Sunt curios să vedem dacă are vreun efect negativ. Aștept de la voi păreri, avantaje și dezavantaje la această metodă. Cred că sunt mai multe avantaje, pe care o parte dintre voi le știți.